Dragii mei, vreau să vă citesc două versete din Biblie, după care să vă povestesc o experiență extraordinară pe care am trăit-o ieri, în timpul eliberării unui bărbat de niște duhuri foarte, foarte rele. Vă citesc din Biblie. Din Luca 4, versetele 34 și 35. Ha! Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne nimicești? Te știu cine ești, Fiul lui Dumnezeu. Iisus l-a mustrat spunându-i, taci! Și ieși afară din el. Și demonul, după ce l-a aruncat în mijlocul mulțimii, a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. Această întâmplare este în Biblie și astfel de întâmplări sunt foarte frecvente în Scriptură. Deci nu sunt ciudățenii, nu sunt anomalii și nu sunt lucruri pe care ar trebui să le facă doar câțiva creștini sau pastori, preoți, slujitori. Ci sunt lucruri cu care noi creștinii ar trebui să ne îndeletnicim, pentru că în Marea Trimitere, dacă ne uităm și în Matei 10 și în Luca 10 și în Marcu 6, Iisus Hristos zice că le-a dat putere, dynamis, să scoată afară duhuri necurate, să vindece și să facă alte semne și minuni. Da? Iar cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 14, versetele 12, 13 și 14 ne spun că în numele Lui putem să facem lucruri mai mari decât a făcut El, pentru că El merge înaintea noastră și pentru că tot ce vom cere în numele Lui, El va face pentru noi. Adică lucrarea lui Hristos nu s-a limitat la cei 3 ani și jumătate cât Iisus a fost în trup, ci lucrarea lui Iisus, El și-o continuă prin noi în numele Lui, astăzi, în 2023 și până când va veni Hristos. Hai să vă povestesc ce s-a întâmplat ieri. Ieri a venit un bărbat pe care nu l-am văzut niciodată în viața mea, pe care o prietenă foarte bună l-a trimis la biserica pe care o slujesc, tocmai pentru a fi eliberat, pentru că de mulți ani se chinuie cu o depresie cruntă, cu anxietăți, cu atacuri de panică, cu leșinuri și cu tot felul de stări incredibile, fiind foarte muncit rău de niște draci, așa cum femeia cananeancă i-a spus lui Hristos, Doamne, fiica mea e muncită foarte tare de un drac. El, la fel și bărbatul acesta, era foarte muncit de draci, de depresie, de mânie, de atacuri de panică, de frică. Și imediat cum a venit să mă rog pentru el împreună cu echipa, cum am pus mâna în capul lui și am început să mă rog și am făcut ungere, a început să zică nu, nu. Și scrâșnea din dinți, îi simțeam efectiv în palmă, îi simțeam scrâșnirea din dinți și cum își troznea maxilarul, da? Foarte puternic. Îi simțeam în palmă pe care o pusesem în cap, îi simțeam scrâșnirea și îl auzeam, nu, nu. La un moment dat a căzut în genunchi și i-am spus, dă-ți pe față identitatea, ce fel de drac ești, a zis Belzebul, știind că se ascunde de fapt, că dracii de multe ori mint și zic că suntem o legiune, eu sunt însuși diavolul, eu sunt Belzebul. Se ascund demonii aceștia mai mici în spatele unor nume mari. Era de fapt un demon de frică și de depresie și zicea, voiam să-l omor, eu voiam să-l omor pe omul acesta. Am avut foarte mulți martori, pentru că erau foarte mulți oameni la coadă, foarte mulți oameni martori că l-am văzut doar ieri pentru prima dată pe acest bărbat și s-au mai întâmplat niște lucruri extraordinare. Ne-a rugat aproape un ceas pentru omul acesta și în cele din urmă a plecat lucid din mijlocul nostru și am vorbit, am comunicat foarte mult. Duhul rău din el ne-a spus foarte multe lucruri. El nu era conștient în timpul eliberării, dar ne-a spus foarte multe lucruri din viața lui, despre familia lui, lucruri care au fost confirmate că noi le-am spus acestui bărbat. Însă două lucruri vreau să menționez. Acest bărbat, când era cuprins de demonii aceia și nu era conștient în timpul rugăciunii, un alt frate de lângă mine, un alt slujitor, a început și el să mustre foarte puternic. Și atunci Duhul s-a uitat la el și a zis, tu iubești pe Tony, tu ești prieten cu Tony, tu ești unit cu Tony, ești în unitate cu Tony. Cumva Duhul l-a cercetat, l-a scanat din prima să vadă dacă e în unitate cu mine. Dacă noi, frații care ne-am pus să ne luptăm cu el, suntem uniți. Voi vă dați seama cât de importantă este
unitatea noastră când ne luptăm cu diavolul. Cât de important e să fim uniți în familie, soț, soție, când ne luptăm cu diavolul, pentru un copil de-al nostru, pentru sau împotriva unei boli, sau împotriva unui duh obraznic, împotriva unei rebeliuni, împotriva unui viciu, împotriva unui lucru rău cu care ne luptăm. Cât de important e să fim uniți în familie, în biserică, noi, slujitori între noi, noi pastorii, preoți între noi. Deci primul lucru pe care diavolul l-a scanat la noi a fost inima, să vadă dacă noi suntem una. I-a zis, a, tu iubești pe Tony, ești unit cu Tony, ești în același duh cu Tony, cumva nu mă pot băga între voi să bag zâzanii între voi. Un alt lucru pe care l-a făcut a fost să intimideze, să amenințe. Pe unul dintre noi l-a amenințat, zice, pe tine te voi lovi cu diabet. Însă înapoi a mea, Satan, o duh obraznic, nu mai intimida pe nimeni, că n-ai nicio putere să atași pe nimeni cu nicio boală. După care zice, a, vă știu, voi vreți să salvați România, și a râs. Însă, drac obraznic, vom salva cât mai mulți dintre români. Însă, în cele din urmă, a fost întrebat în lumea spirituală, i-am zis, ce vezi în jurul nostru? Așa e că vezi slava lui Hristos, așa e că vezi lumina lui Hristos, așa că vezi puterea lui Hristos. Și a zis, da, e un înger. E un înger mare. Și am întrebat unde. Și s-a uitat undeva în spatele meu și a zis, e un înger mare acolo. Era fix în spatele nostru și lupta împreună cu noi îngerul lui Dumnezeu. Hristos e cu noi, Duhul Sfânt e cu noi, Tatăl este cu noi. Și omul acesta și-a recăpătat cunoștința și și-a exprimat dorința de a se boteza în apă și a exprimat dorința de a păstra legătura cu noi. I-am dat numărul de telefon al unui consilier să păstreze non-stop legătura cu el și să continue să se roage împreună cu noi, să citească scripturile, să ia zile de post și să se pregătească pentru legământul cu Iisus Hristos în apa botezului. Așadar, asta a fost experiența de aseară pe care au văzut-o foarte mulți oameni și noi ne bucurăm de puterea lui Hristos de a scoate duhuri și astăzi. Da, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Iată că eu voi merge înaintea voastră, a spus Iisus Hristos. Și mai apoi în Luca, capitolul 10 cu versetul 19, unul dintre versetele mele preferate, iată că v-am dat putere să călcați peste scorpii, peste șerpi, peste toată puterea vrăjmașului și iată că nimic nu vă va vătăma. Așadar, nu vă speriați de diavol, nu vă speriați de demoni, luptați cu neprihănirea lui Hristos în Hristos și orice drac obraznic se va teme de voi. Stați în neprihănire, stați în unitate și Dumnezeu va lucra cu semne și minuni prin voi. Amin.